Politico prezintă lista scurtă, doamnelor și domnilor, a politicienilor care ar putea prelua conducerea NATO în septembrie. Decizia va fi luată înainte de summitul anual al NATO, care va avea loc în iulie. Așadar, mai sunt trei luni. Pe lista lungă se află și Claus Iohannis, dar haideți însă să vedem care sunt candidații cu șansele cele mai mari. Și avem, doamnelor și domnilor, pe lista scurtă, B, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Aceasta are o relație bună cu Statele Unite ale Americii și este și fost ministru al apărării în Germania. O piedică în nominalizarea acesteia ar fi însă faptul că von der Leyen își termină mandatul la Comisia Europeană în 2024 și asta ar însemna să demisioneze înainte cu un an, adică să plece în 2023. Un alt scenariu îl reprezintă prelungirea mandatului lui Jens care se termină în septembrie 2023 până în septembrie 2024. Secretarul general are însă deja 8 ani de mandat și a declarat că ar vrea să se întoarcă în Norvegia. Haideți să mergem la lista lungă. Mark Rute, doamnelor și domnilor, premierul orandez are o experiență semnificativă de lucru cu liderii din întreaga alianță și promovează o legătură transatlantică strânsă, spun juraniști de la Politico, am citat din acest articol. Acest însă a declarat că ar vrea să se retragă din politică. Caia uh, Calas, premierul Estoniei, se află pe această listă, dar și uh, premierul Spaniei, Pedro Sanchez. Mergem la lista și mai lungă, pe care se află Ben Wallace, ministrul britanic al apărării, Cristia Flueland, vicepremier uh, can uh, din uh, Canada și Claus Iohannis, președintele României. În primele două cazuri, Uh, s-ar putea uh, constitui sau ar putea constitui o piedică relațiile pe care le au liderii uh, aceștia cu cei din Uniunea Europeană, în sensul că cele două țări nu se află și în Uniunea uh, Europeană, ca tare ar putea să fie un motiv pentru a nu ajunge pe uh, lista scurtă în viitorul apropiat. Iar în ceea ce îl privește pe Claus Iohannis, mandatul acestuia se termină în 2024. Ca tare ar trebui să renunțe la uh, un an și Alianța are deja un secretar general adjunct român în persoana lui Mircea Joană. Oricum, decizia se va lua până la următorul summit NATO.